Doamne ajută! Știm cu siguranță din experiență cei care am încercat, ne-am străduit pe cât posibil să avem o relație vie cu Dumnezeu, că cel mai greu este să, să vorbești despre Dumnezeu sau să-L prezinți pe Dumnezeu care a venit în viața ta, pe care l-ai primit în inima ta, să-L prezinți celor din imediata ta apropiere, din proximitatea ta, de aceea, și Hristos spune că dușmanii omului vor fi casnicii lui. Și mai ales când ne schimbăm viața. Eu personal, când am făcut pasul acesta și am primit într-un anumit context gândul de a mă întoarce către Dumnezeu cu totul și de a-i sluji lui, am fost foarte mult judecat de cei care îmi știau viața dinainte și știu ce înseamnă ca cineva să te privească cu neîncredere și să zică tu. Tu, să ajungi preot sau tu, să mergi la biserică sau tu, să te rogi, dar nu știm noi cine ești tu, nu știm noi ce ai făcut tu. Ei bine, lucrul acesta nu e ceva nou. Haideți să vedem ce s-a întâmplat cu însuși Hristos și ca să înțelegem cum stau lucrurile, vom lectura din Evanghelia de la Luca, din capitolul 4, începând cu versetul 22, e o evanghelie care se citește în ziua de prăznire a Sfântului Prorochilie Tezviteanu. Deloc întâmplător, pentru că și Sfântul Ilie uh, nu a fost bine primit, sau cel puțin nu în totalitate, sau nu întotdeauna, de către cei din vremea sa. Mi se spune că în vremea aceea se mirau toți de cuvintele harului care ieșeau din gura lui Isus și se întrebau, oare nu este acesta feceorul lui Iosif? Atunci el a zis către ei, fără înduială îmi veți spune această pildă. Doctore, vindecă-te pe tine însuți. Câte am auzit că ai făcut în Capernaum, și aici, în patria ta. Apoi le-a zis, adevărat vă spun vouă, că niciun proroc nu este bine primit în patria sa. În dreptate vă spun că multe văduve erau în zilele lui Ilie în Israel, când s-a încuiat cerul trei ani și șase luni, încât s-a făcut foame mare peste tot pământul. Și la niciuna dintre ele n-a fost trimis Ilie, decât numai la o femeie vădvă din Sarepta Sidonului. Și mulți leproși erau în Israel în zilele lui Elisei, prorocul, dar niciunul dintre ei nu s-a curățit decât numai Neema în Sirianul. Însă toți în sinagogă, auzind acestea, s-au umplut de mânie și sculându-se l-au scos afară din oraș și l-au dus până în sprânceana muntelui pe care era zidit orașul lor ca să-l arunce în prăpastie. Dar el, trecând prin mijlocul lor, s-a dus de acolo. Iată că ei au vrut să-l ucidă pe, pe Isus încă de la început, încă de când și-a început propovăduirea. Locul acela există și astăzi, Muntele Muntelui, am fost și l-am văzut în, în Israel. Este marcat ca atare și, într-adevăr, e un loc foarte înalt de unde, dacă cineva ar cădea, sunt pietre atât de ascuțite încât ar fi ca și cum ar toca cineva trupul celui care se rostogorește. Atât de, atât de abrupte și atât de <coughs> periculoase sunt pietrele acelea. El însă a ales să nu să nu moară așa. Știa bine că cum, cum va muri, a ales să moară răstignit după ce a propovăduit însă trei ani de zile. Dar ce vedem de aici? Vedem că nu l-au primit și Într-un alt loc, ni se spune că, da, nu știm noi pe tatăl său, nu știm noi pe frații și surorile sale, de fapt pe cine știau? Știau pe Iosif Tâmplaru, care era tatăl vitreg, care nu se atinsese de Fecioara Maria și pe copiii acestuia din căsnicia anterioară. Nu era vorba că erau frați sau surori de-a lui Isus, adică născuți de Maica Domnului, ci erau frați și surori vitregi, vitrege iată că ei nu îl primesc. Faptul că au avut această familiaritate, faptul că l-au văzut copil, l-au văzut crescând, tânăr, apoi l-au văzut muncind, a lucrat ca un dulgher oarecare, templarul. Așa era și cunoscut, era și numit ca fiind dulgherul din Nazaret, <coughs> pentru că Iosif a avut această meserie și el a muncit. Iată, Iisus până la 30 de ani de la vârsta de la care s-a putut a lucrat și și a câștigat existența, așa. Li se părea neobișnuit ca un astfel de om cu astfel de viață, cu nimic deosebit, nimic excepțional, nimic ieșit din comun, dintr-o dată vine și spune că el este Mesia, este Hristos și mai mult a auzit că face deja minuni. La ei n-a putut să facă minuni Chiar ni se spune într-un loc că se mira de necredința lor Iisus și n-a putut să facă multe minuni acolo în Nazaret decât zice, punându-și mâinile pe câțiva bolnavi, i-a vindecat. De ce doar pe câțiva bolnavi? Pentru că omul bolnav, în disperare, acceptă orice. Chiar dacă și acei bolnavi, probabil, gândeau cum gândeau și ceilalți din Nazaret, i-au zis ce avem de pierdut. Și așa sufăr. Dacă nu mă vindecă, nu mă vindecă, dar merg. Nu, facem și noi astăzi la fel, încercăm când suntem bolnavi, toate metodele. Mergem nu doar la medici, ci uneori mai apelăm și la, la alt fel de persoane care am ști noi că au puteri tămăduitoare. Să nu ne mirăm așadar că atunci când Dumnezeu este prezent în viața noastră și lucrează în inima noastră, suntem respinși cel mai desea de cei apropiați și mai ales de cei apropiați. Este, se pare, ceva care e în natura, în natura căzută a omului de astăzi. Să privim cu, cu încredere și să luăm aminte la ceea ce a pățit Isus însuși, la ceea ce s-a întâmplat cu Ilie și cu alții, și să insistăm și să rămânem consecvenți în alegerea noastră, pentru că de multe ori inima celor de lângă noi se poate schimba dacă noi. Ne trăim relația cu Dumnezeu până la capăt. Dacă noi nu, ne, nu renunțăm, nu ne lăsăm intimidați, ci rămânem statornici în credința noastră.